În 2010, cu acea ocazie, participanții au ales ziua de 4 aprilie pentru a lansa un semnal de alarmă și, totodată, un apel la compasiune, la nivel mondial, față de situația deplorabilă în care se află cele peste 600 de milioane de animale ale străzii din întreaga lume, fie ele câini, pisici, cai sau măgari. Data nu a fost aleasă întâmplător, ci, la exact o jumătate de an, de la aniversarea Zilei Mondiale a Animalelor din 4 octombrie. În fiecare an, pe 4 aprilie, întreg globul sărbătorește de atunci Ziua Animalelor de Companie Fără Stăpân. În Suceava, asociațiile Pro Anima, Bruno Pet, Pro Animal Stina și Casa lui Patrocle și-au dat mâna pentru a ajuta aceste animale, colaborând în același timp cu primăria municipiului Suceava, cu presa și cu instituțiile publice implicate în rezolvarea acestui.